Anul acesta, la grâu, am avut o producție de 1800 de kilograme. Pentru anul acesta, o producție, să spunem, bună, pentru condițiile anului acesta, le-a orz 3400 sau 3500 mai exact și pe cultura de rapiță 2700, necrezut. Nu credeam că anul ăsta rapița va fi la o producție bună pentru acest an. Și condițiile care au fost nefavorabile nouă agriculturii. Condiții, într-adevăr, vitrege, condiții grele pentru cei care fac agricultură, dar iată că ușor, ușor, parcă lucrurile, în loc să se așeze în direcția bună, ele se înrăutățesc, nici culturile de primăvară nu arată așa cum v-ați dori. Acum 2 sau 3 săptămâni de zile, porumbul arăta foarte bine. Credeam că vom face undeva la 90 tone pe medie, dar situația s-a schimbat radical, porumbul a început să usuce. Nu pot să estimez la ora actuală ce producție vom face, dar noi în fermă cred că avem undeva la 500 de hectare care deja ne pregătim să le tocăm pentru animale, să le facem hrană.